De ce noi? Sunt învăzuți niște infractori. De ce oare? Nu ne aude nimeni pe noi. Dacă noi nu avem nicio cale de scăpare, atunci Dumnezeu este ultima salvare. Ieșim în față topit să vorbim de sălăjanti de Gigi. Pentru voi esențial, nu ți-am spus, o să spunem și noi în continuare. Pe străzile din Sălăjan se întâmplă multe și asta doare. Oare o să ne audă cineva în pula mea vreodată? Oare o să înțeleagă lumea muzica de stradă? De ce numai noi suntem văzuți infractori? Când ăia care conduc țara sunt mai hoți ca noi. Să se scrie în ziare, să se audă în penitenciare, că toți bagaboții au o cale de scăpare. Acolo unde stau cartierul rău famat, milițienii patrulează zi de zi ca să ne prindă în fapt. Fiecare vagabond trage numai pentru el, să-și facă viața mai ușor pe străzile din cartier. Aș vrea să se întâmple ceva, să mi se arată o rază. Nu mai suport să mi se dea lecții de viață. M-am săturat de tu căcatul care în jurul meu. De ce e trebuie să mă lovesc de el mereu? Dacă noi n-avem nicio cale de scăpare, atunci Dumnezeu pentru noi este ultima salvare. De ce noi? Suntem văzuți niște infractori. De ce oare? Nu ne aude nimeni pe noi. Dacă noi n-avem nicio cale de scăpare, atunci Dumnezeu este ultima salvare. De ce noi? Suntem văzuți niște infractori. De ce oare? Nu ne aude nimeni pe noi. Dacă noi n-avem nicio cale de scăpare, atunci Dumnezeu este ultima salvare. Iertați-mă că vă răpesc timpul dumneavoastră scurt. Nici nu vreau, fiindcă nici nu pot să mă ascund, că din camera deputaților se pleacă, ci că să se facă razie. Sunt infractor pe stradă, sunt pregătit azi pentru ziua de mâine. Am simțurile dezvoltate exact ca un câine. Copiii se joacă, nu înțeleg, sunt prea mici. Vecinii țipă, de parcă i-aș fi luat-o statici. Nu vreau să fac rău nimănui, Dumnezeu să mă ierte. Încă mai bagabonțesc cât mai pot cu metre. Vreau să fiu eu cu ai mei, cu femei frumoase, cu mașini luxoase, diamante, casă. Am casa mea de discuri, produc hituri după hituri vere. Și în loc de heroină îmi vene versurile mele. Stai, poate-s doar iluzii, dar îmi iart ochii. Am boală pe oamenii lași și la conca porcii. În pușcărie, pe stradă, oriunde te-ai aflat, totul rămâne la fel, așa e România. Dacă noi n-avem nicio cale de scăpare, atunci Dumnezeu pentru noi este ultima salvare. De ce noi? Suntem văzuți niște infractori. De ce oare? Nu ne aude nimeni pe noi. Dacă noi n-avem nicio cale de scăpare, atunci Dumnezeu este ultima salvare. De ce noi? Suntem văzuți niște infractori. De ce oare? Nu ne aude nimeni pe noi. Dacă noi n-avem nicio cale de scăpare, atunci Dumnezeu este ultima salvare. De ce noi? De ce?